Nu și-a învățat lecția din prima. Este vorba despre un chișinăuian în vârstă de 33 de ani care a ajuns pe mâna poliției pentru săvârșirea 10 de furturi pe teritoriul capitalei. Individul s-a pus pe treabă la mai puțin de o lună după ce a fost eliberat din pușcărie pentru comiterea unor infracțiuni similare. Polițiștii au constatat că bărbatul se dădea drept vizitator, intra în sediile oficiilor și, profitând de neatenția angajaților, le golea gențile și portofelele. Ulterior, dădea bir cu fugiții de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat. Polițiștii au constatat că astfel suspectul a reușit să dea spargerea în cel puțin 10 oficii din municipiu. Iar în luna mai, țintele individului au fost vestiarul unui garaj și un atelier de mobilă de unde acesta a reușit să scoată peste 80.000 de lei. Adus la inspectorat pentru audieri, individul și-a recunoscut vina. În prezent, bărbatul este cercetat penal pentru furt. Dacă va fi găsit vinovat, el riscă să revină după gratii, unde ar putea sta până la 6 ani.